Astăzi testăm un mod periculos și interzis în Minecraft, mai exact Skibidi Toilet 9.0. Bună dimineața, băieți și fete, și da, ați auzit foarte bine. Skibidi Toilet 9.0 s-a lansat acum câteva ore și desigur că eu am instalat modul și astăzi îl vom prezenta. Vreau să vă zic, fraților, că acest mod este foarte, foarte diferit față de Skibidi Toilet 8.0, deoarece are undeva la 50 de mob noi. Adică fiți atenți, avem aici, după cum puteți vedea, 3 nivele. Avem primul nivel de mob safe, să spunem așa, pentru că modul acesta, fraților, gen, este făcut ca să te joci survival pe el. Adică eu acum am dezactivat chestia asta, însă dacă faci o hartă de Minecraft și pui modul acesta, o să se spawneze Skibidi Toilets peste tot. Și ce zic, ca să te bați cu ele și ca să faci rost de item. Eu am dezactivat chestia asta pentru că mă enervează să auzim întotdeauna sunetul acela, fraților. Însă ideea este că au acest nivel safe, fraților, adică sunt toate aceste toalete care se spawnează când te joci tu cu modul acesta. După avem toaletele danger, unde sunt niște chestii mai mișto. Uitați-vă aici, TV man, TV woman, chestii de genul. Și avem maximum danger aici, unde sunt foarte, foarte mulți titani. O să luăm câte 2 mob de ăștia și o să-i spawnăm și o să vedem care este treaba. Sincer să vă spun, sunt foarte entuziasmat, fraților, pentru chestia asta. Haideți să dăm un game mode creativ și să vedem care este treaba. Prima dată vom merge la primul nivel safe cu Soul Toilet și Clockman. Ok, haideți să vedem care e treaba, băieți și fete. Deci hai să vedem Soul Toilet cum arată. Ok, oh shit, bun. Bă, până... bă, și acolo... deci nu pot să văd pentru că se mișcă foarte, foarte rapid. Dar acolo, după cum puteți vedea, sunt niște satâre, cred că se numesc chestiile astea. Mamă, uitați-vă cum arată, bro. Și dacă îl pun pe Clockman, se bate cu el... Bro, dar stai, Clockman ăsta există? Bă, băi, și fete. Bă, eu înțeleg care e ideea, Clockman. Dar Clockman ăsta a apărut vreodată în Skibidi Toilet? Adică nu mi-aduc aminte, bro. Uitați-vă la el, man. Ăsta a apărut vreodată în Skibidi Toilet? Ăsta este un personaj care urmează să apară sau ceva, bro? Ok, până acum, fraților, eu nu l-am văzut pe Clockman ăsta sau cel puțin nu mi-aduc aminte, bă, dar am văzut toate episoadele Skibidi Toilet, man. N-am ratat niciunul. Ok, asta este destul de ciudat, se pare că este destul de periculos Clockman ăsta, având în vedere că l-a bătut pe ăla. Hai să vedem acum clasicul cameraman. Ia stai, se bate cu ăsta. A, ba nu, bun. Mamă, clasicul cameraman e ăsta care are și are cămașa roșie, fraților. Plumber cameraman. Ok. Bun, deci se pare, fraților, că Clockman ăsta este cu ei. Mamă, dar n-am auzit în viața mea de el. Bun, ia stai, să mergem... Bă, dar stai, avem și noi ce niște, uite, hai să luăm mai multe toalete, fraților, pentru că vrem să vedem și o mică bătălie. Mai departe, hai să dăm cu Terrorist Toilet. Let's go, sunt curios dacă este o toaletă mare sau nu. Ok, bun, este o toaletă gigantică. Bă, pune TNT-uri! Wow! Ok, asta este o idee foarte ingenioasă, bro. Uite, bă, pune TNT-uri. Bun... A, pune numai o dată? Ok. Mamă, face-o... Dar se pare că dacă plunger med ăsta îi dă un plunger de la, instant moare sau ceva de genul. Ia să vedem infected cameraman. Ia, se ia la bătaie cu ăștia, nu? Ia, hai că pune mai mulți infected cameraman. Ia. Bă, voi vedeți că plunger ăsta le dă one shot la toți? Bă, fraților! Bă, Plungerman îi bate pe toți, bro. Bă, le dă one shot la toți, voi vedeți? Mamă, men, așa puternic e ăsta. Ok, deci nu mai așteptam ca Plungerman să fie atât de puternic. Băi, și vedeți ce să vă spun. Bă, voi vedeți că le dă... A, ok, aici s-a buguit. Stai. Bro, ok, deci Plungerman le dă one shot la toți. Camera woman. Ok. Spider, bus sau toilet? Hai să vedem asta. Ok, ok, bun, adică și camera woman știe ceva, hai să spawnăm mai mulți. Ok. Uite, vine asta iară, one shot la toți. Bro, Plungerman dă one shot la toată lumea, fraților. Ok, deci chiar nu mai așteptăm la chestia asta, camera dropship, ce e asta? Ok, nu prea știu ce e asta. Ah, ok, este o cameră de-aia care probabil atacă toaletele din aer. Mamă, man, deci Plungerman ăsta, fraților, mi-a... cum îi zice, a fost peste orice așteptare. Hai să luăm câte 3 acum. Avem, mamă, acum avem numai toalete. Hai să vedem dacă Plungerman le ține pe toate. Triple toilet, hai. Oh, hopa. Tot le-a bătut, bro. Dar nu din prima. Bă, dar edita mai toaleta, bro. Cum poți să o bați așa de rapid? Uite, vine Plungerman. Bro. Sunglasses toilet. Ok, bă, hai să spunem mai multe de-astea.
Bro, bă, ăștia sunt prea invincibili, man. Ok, sunt curios și scrieți și voi la comentarii, băi și fete, ce credeți că o să fie mai puternic la final? Adică, cred că cea mai puternică toaletă o să fie G-Man Toilet sau Scientist Toilet și o să punem să se bată cu, nu știu, un titan de ăsta, să vedem care-i treaba. Să îngrezeți Spider Toilet. Da, cred că n-am nicio șansă. Bun, deci toaletele, băi și fete, mai ales când e Plungerman ăla acolo, n-am nicio șansă. Mi se pare că Plungerman ăla este mult prea OP. Mai departe avem School Dismantler Toilet. Ia care-i treaba. Oh, shit, bro! Bro, ăsta e ăla, man. Cum îi zice, fraților? Craniu. Da, uite, stai că... Bă, stai puțin, fraților, că Plungerman se bate cu alții. Au murit toți. Mamă, le-a dat ăsta mare flegmă. Ia stai, Plunger. Ia stai, fraților, să văd ce face Plunger, man. Let's go. Mamă, avem și... A, Plumber, Plunger. Bă, ce prost ăsta. Tot am zis Plunger. Plumber. Bă! Bro, mă lași. Bro, cum îi bate pe toți? Ah, ok, bun, deci este one shot, frate. Este one shot pentru Plumberman ăsta și ăla. Bro. Bă, voi vă dați seama, man. Bă, one shot, ok, School Dismantled Toilet, ăsta e nebun. Hydra Toilet. N-are nicio șansă, bă, one shot, ok. Skibidi Toilet, ok, ăsta Skibidi normal. N-are ce să le fac, ești nebun. Dar School Dismantler poate să le dea flag medalia, ia. Ia vedeți, bro, bă, n-am mai văzut așa ceva în viața mea, ești nebun. Bro, uite ce flag mele dă, bro. Holy, și mamă, și astea sunt făcut pe butoaie de-alea. Mamă, cât de tare. Bun, mamă, deci până acum asta este toaleta mea preferată. N-am mai văzut-o niciodată într-un mod de ăsta. V-am zis că Skibidi Toilet 9.0 este altceva, fraților. Avem Holy Toilet, ok, asta o știm. Da, nu este mare chestie. Big Speaker Man. Mamă, ok, Big Speaker. Ok, Parasitic Toilet, ok, micuțul ăsta. Dar Big Speaker Man are vreo șansă aici? Da, pare că nu, pare că nu. Pare că cum se întoarce la omoară pe toată lumea. Pare că, băi, ăsta e la alt nivel, ești de bun. Mai departe, fraților, avem bă, bă, tu, bro. Police Toilet. Bun, au murit absolut toți. Uite-l pe Plungerman. Mamă, Plungerman încă e în viață, bro. Plumber, băi, nu știu de ce îi zic Plunger, bro. Plumber. Glitch Toilet. A, bă, a, ok, ăsta-l bat. Infected Speaker Man. Speaker Man normal. Ba, pe ăștia infectați, să-i bată pe ăștia normali. Mamă, dar vedeți că Toli se schimbă și, cum îi zice, și ăsta, fraților, cum îi spune, frate, costumația, locul care e foarte tare. Haideți să terminăm cu level 1, băi, și vede că am stat prea mult la level 1. Unde mai avem așa? Big Clockman. Bă, uite, bă, eu nu știu pe ăsta, face, n-am auzit în viața mea de el. Bă, Big Clockman, n-am auzit în viața mea. Spider Speaker. Ok, stai să dau un kill. Stai să dau kill, bro, că nu suport eu sunetul ăsta, mă lași. Mă lași, bro, hai, mă lași în pace. Așa, Big Clockman. Arm Toilet. Big Clockman se descurcă, bro, dar n-am auzit în viața mea de... Dar în fine. Helicopter Speaker nu vreau, că știu ce e. Deformer Strider Toilet. Bro, mamă, ce mișto. Mamă, dar cât de mișto e asta, wow. Mamă, uitați-vă, bro. Asta e din ultimele episoade, mai știți când... nu mai știu exact ce a făcut ăsta. Hai să-l luăm pe Plumberman, că acum i-am învățat și noi numele. Hai să-l punem să bată ăsta. Mamă, ok, două shot-uri a trebuit. Bun, acum, fraților, vom trece la următorul nivel, unde sunt niște toalete și niște cameramen ceva mai periculoși, bro. Mai exact avem așa, hai să luăm câte doi. Avem TV Woman. Ok. Infected Big Cameraman. Mamă, bro, uitați-vă, nu, numai pentru că este în apropierea lui TV Woman și a damage. Știți că TV Woman, a, uite, vedeți că ea se activează, își face la move. Nu, pentru că este în apropiere, bro. Mamă, păi, fraților, cred că... Bă, cred că dacă pui TV Woman cu Plumber, cameraman cu Plumberman ăsta, n-are nimeni nicio șansă, pentru că nu poți să fugi, că tot îți iei damage, și ăla vine și te omoară, bro. Bă, cred că ăsta este cel mai tare duo. Hai să vedem mai departe. Bai, să iau așa, bro. Uite, avem și TV Man, dar vreau să te dau și eu cu o toaletă. TV Man, ia. Big TV Man și Bulldozer Toilet.
Ia vedeți. Bro. Mamă, ce nebunie a fost. Asta e, hai că mai dăm o dată cu bulldozer toilet. Bro, uitați-vă la el, ești nebun. Mamă, e nebunie maximă. Asta e, dacă dau TV man, îl omoară. Cine câștigă, băi și fete? Am dat TV man. Oh my god, a câștigat ăsta. Ia big TV man. Dacă e că nu mai are nicio șansă, bro. Holy shit, ok. Ăștia în continuare, bă, se bat singuri? Bro, da. Ăștia toți se buguie și se bag. Bă, dar cine e regulă cu TV Woman? De ce are ăla portocaliu? Bă, ați văzut că ăștia toți se buguie și se bat singuri, fraților. A văzut că s-a întâmplat așa și data trecută. În fine, mai departe avem așa. Avem Rocket Toilet. Mamă. Mamă, băieți, faceți ceva aici, nebun. S-a dus plumberman-ul meu, a rezolvat totul. Asta, băi, și vedeți, aici o șansă, big cameraman. Asta e ara, asta e rocket, aia se spună mai multe. Bro, cred că n-am nicio șansă, bro, degeaba sunt ele toaletele rocket, degeaba sunt rachete, degeaba sunt nu știu cum. N-au absolut nicio șansă în fața lui ăștia. Mai departe, avem, mamă, acum avem numai toalete. Mamă, și ăștia, bă, ăștia au curățat totul, bro. Hai să punem niște TV Woman. Ia niște TV Woman pe aici să-i curețe pe ăștia. Cred că o să-i curețe, băi și fete, nu? Sau? Da, îi curăța. Let's go, baby! Let's go! Ok, TV Woman i-o curăța pe toți. Hai să punem acum Flame Tower Toilets. Mamă, bro. Mamă, uitați-vă la asta. Bă, cred că n-ai nicio șansă față la TV Woman. Car, bus sau toilet? Jiki Jesus, toileta asta e la Charlie. Ok. Mamă, bro, e nebunie maximă. E nebunie maximă, băieți și fete. Bă, TV Woman până acum și Plumberman sunt ăștia mei favoriți. Mamă, și dacă te dea chesturile astea, ce se întâmpla? Bun, hai să vedem mai departe. Avem, ok, avem aici niște toilete. Avem DJ Toilets. Ok, asta nu-i nimic, wow. Chemo Toilets. Și Double Bus sau Toilets. Mamă, ăsta e nebun, că e în aer, uitați-vă la el. Asta e nebun rău de tot, fraților, dar bă, când te spuneți lângă TV Woman, mamă, bă, da, voi vedeți cum aruncă TV Woman în toate locurile, bun? Iar acum, băi și fete, Plumber Cameraman Upgrade, hopa! Ok, bun, cred că asta este cea mai OP de asta. Asta e Infected Big Speaker Man. Ok, one shot. Bun, băi și fete, cred că asta cred că e cel mai nebun. Asta e să băgăm o toaletă nebună. Hai să zicem ce toaletă nebună să băgăm. Bă, să bag asta. School Dismantler. Ia. Bro. Bate School Dismantler, fraților. Dacă le bate pe toate, mie nu o să-mi vine să cred. Ah, no. Ok, a murit și el. Bă, era până la urmă de evident. Mamă, bă, da, pentru că aia dă one shot, dar trebuie să îi spawnez pe aici, peste tot, deci de bun. Bun, mamă, ok, bun. Fraților, bă, eu cred că toți ăștia poate să-l omoare, pot să-l omoare pe... pe șmecherul ăla, cum îl cheamă, pe G-Man. Simp cameraman. Ce-i asta, bro? Ok, n-am auzit în viața mea de-l, bun. Haideți, băi și fete, acum să trecem la ultimul chest, unde... Oh, uite, avem foarte multe chestii. Hai să luăm de aici. Hai să mergem prima dată cu Infected Titan Speakerman ca să vedem dacă poate să-i bată pe ăștia sau nu. Pau. Bă, se pare că nu prea poate. Ba, da, mamă, că îi rupe, fraților. Bă, ce se... Bro, ce se întâmplă? Mamă, că s-a enervat ăsta maxim, fraților. Că Speakerman nu s-a enervat maxim. Voi vedeți ce-i face, bro? Hai să punem Speaker Woman. Uitați-vă la ea. Speaker Woman să-l bată... Bro, dar de ce tu mă duci într-o parte, bro? Când mă apropii de el, mă duci într-o parte. Bro! Haide, bă, frate, sunt atât de mulți pe el. Nu-l omoară, ce naiba? Ok, înseamnă că ăsta e tare. Înseamnă că Speaker Man-ul chiar e tare, bro. Uite că tot face cu tremure de-astea. Bă, înseamnă că știe el ceva, se pricepe la ceva. Însă, nu știu ce să zic. Hai să mergem să salvăm situația cu un Titan Cameraman și un Titan TV Man. Pau!
Pau! Am spamat câte doi din fiecare, bro. Mamă, nu mai are ce să fac, ești de bun, omorâți-l, bro. Haide-l, mă, că-i toată galeria pe tine, mori. Bă, uitați-vă, mamă, ăștia-și facă ăla roșu. Bro, mori! Let's go! Dă-i jos lui fraier, bro. Let's go. Mamă, nu moare, bro. Bă, fraților, bă, așa de puternic e ăla. Bă, nu moare, în fine, o să dau kill entities. Nu o să am altă variantă. Că nu-l țin pe toți. Nu-i țin pe toți aici. Bă, foarte, foarte ciudat. În fine, acum o să vreau, fraților, să dau cu o toaletă. Vreau să dau biful cu o toaletă. Scientist toilet. Asta o să fie mare sau mică? Ia. Yeah. A, ok, e asta mică. Hai că pun Titan cameramanul, ăsta-l meu preferat. Cred că e de one shot, nu? Bă, dar uite, mamă, fraților, Scientist Toilet e ca Witch-ul de pe Clash Royale, dacă vă aduceți aminte, știi? El merge din spate și vine cu daia micuț, că așa face și Witch-ul din Clash Royale, în fine. Haideți, fraților, să dăm cu un G-Man Toilet sau cu un Scientist Toilet upgrade pe Titan cameraman. Ia. Ia vezi. Ia vezi. Ia vezi că e altceva, bro. Holy shit. Ce se întâmplă? Mamă, numai el își ia damage, bro. Mamă, da. Ok, bă, cred că asta e cel mai mare mob. Scientist toilet acum, nu? Uite cât de mare pe lângă Titanul ăla. Ai văzut că Titanii sunt cam la aceeași înălțime. Dar asta e mult mai gigantic decât el. Mamă, uite și vin și aia micuți pe acolo. Bro, ce se întâmplă, man? Cred că Scientist Toilet îl bate, bro. Adică nu mai arată HP-ul, dacă e că îl bate, bro. Ia, dacă vine și G-Man Toilet, upgrade-ul final. Bro! Bro, ce am făcut lui Titan Speak, lui Titan cameraman, fraților? L-am băgat tot capcană. Bă, uitați-vă ăsta ce distruge tot, ești nebun. Mamă, n-am mai văzut așa ceva, men. Distruge absolut tot, bro. Mamă, stai să iau rapid astea din chest, să nu cumva să le distrugă și pe astea. Bro! Holy shit, băie și fete, stai să arunc Titan Speaker menu, că știm deja ce face ăla. Bă, dar nu moare, bă, frate, ok, cred că ăștia au prea mult HP, adică cred că sunt invincibili și nu poți să-i bați, adică 100% Titanii ăștia au cel mai mare damage, uite cât dau un el, dau doi în el, dau cu el de pământ și tot nu-l bat, adică hai, bă, frate, să fii serios, man. Orice de ăsta trebuia să fie terminat până acum. Uite, tot face, tot dă alea, tot dă orice, dar nu moare, ești nebun. Oh my god! Nu m-am așteptat la asta, bro. Bă, G-Man... Bă, G-Man toie de fapt dădea în ăla! Bro! Bă, G-Man Toilet de fapt dădea în... Ah, ok, bun, acum să luau și pe ăsta. Cred că G-Man Toilet se bătea cu toată lumea, bro. Mamă, man. Ia să-mi să dau Titan cameraman upgrade. Ia să vedem. Ia vezi, ia altceva acum. Vino, mă, G-Man Toilet. Titan TV Man upgrade, altceva iar. Cinema Man. Mamă, dă-i jos, bă, așa sunt mai șmecheri. Bă, da, sunt curios. Deci avem, fii atent, avem G-Man Toilet normal. Asta era G-Man Toilet la început. G-Man Toilet upgrade. Și G-Man Toilet upgrade 2.1. Mă, ok, bun, asta e ce mai nebun. Bun. Bă, băi, și vede, aici se termină acest videoclip. Scrieți la comentarii care este personajul vostru preferat. La mine deja știți, bă. Bă, da, cred că Scientist Toilet. Unde este Scientist Toilet ăla nebun? Scientist Toilet Upgrade. Cred că e cel mai mare, nu, dintre toate. Da, uitați-vă, e mai mare și decât ăsta, bro. Bă, în continuare, la mine Titan cameramanul mi se pare cel mai șmeche de departe. Da, Scientist Toilet, bă, tot s-a ținut bine, ce pot spune. Dar tot Titan cameramanul rămâne numărul 1.